Poliția municipiului Lupeni a fost sesizată cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani a furat o sumă importantă de bani dintr-o stație de alimentare cu carburanți. Sesizarea a fost făcută chiar de colega lui de serviciu. În data de 14 iunie, în jurul orei 5, poliția municipiului Lupeni a fost sesizată de către angajata unei stații de alimentare cu carburanți despre faptul că în timp ce se afla în magazia colegul ei de serviciu, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Lupeni, a închis ușa magaziei respective și a blocat-o în interior, după care din seiful aflat în birou a sustras o sumă importantă de bani, după care a părăsit incinta. Au fost vizionate și imaginele surprinse de camerele de supraveghere amplasate în incinta stației respective. Au fost audiate și persoane care ar putea avea cunoștință despre acest caz. Cercetările sunt deocamdată la început. Sperăm ca într-un timp cât se poate de scurt să putem să-l identificăm pe acest suspect și, desigur, să recuperăm și prejudiciul. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, polițiștii desfășurând activități în vederea depistării bărbatului și a recuperării prejudiciului. Totodată, tânărul a fost dat în consemn la frontieră, iar în momentul în care va fi prins, acesta va ajunge după gratii pentru infracțiunea săvârșită.